Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Eurotrack Simulator 2. Dragii mei, astăzi avem una bucată autocar de la Setra Eurolines Business Class și ne îndreptăm spre o nouă destinație. Suntem pe... ce? Pe harta României, bineînțeles. Mai avem de filmat, că încă n-am explorat tot update-ul de pe această hartă și de pe versiunea 0.4, așa că astăzi ne continuăm aventura. Nu va fi un clip foarte, foarte lung, dar vom încerca să comprimăm în așa fel încât să reușim să terminăm cât mai repede cu această explorare. Bun, acestea fiind spuse, dragii mei, hai să vă arăt unde trebuie să ajungem. Practic asta bucată ne-a mai rămas de făcut. Știți foarte bine că e destul de lung traseu, adică kilometrii nu scan pe harta originală Eurotrack Simulator 2, așa că astăzi o să mergem până la Caracal. Acolo o să ne oprim, dar nu la fan. Uite, ne oprim aici, în partea asta, în zona asta, în parcare. Da? Și o să plecăm după aceea de aici, spre Roșiori și Alexandre. Cred că de aici, spre Alexandre, o să facem dintr-o bucată. Da? N-o să mai împărțim. Dar, pentru astăzi, Craiova, Caracal, așadar, cu Setra la butoane. Să-i dăm drumul, zic. Cam aglomerat se pare. Mulțumesc, mulțumesc. Mamă, dar ce aglomerat e. Nu-mi place.
Trebuie să durezi mai tare un pic, altfel nu pleci de pe loc. Metro pe dreapta, pe stânga aeroportul. Hai că ne-am pus la drum. Ne-am pus la drum în sfârșit. Foarte aglomerat aici. Foarte. Nu știu de ce s-au băgat ăștia prin parcare. În fine, poate știu ei. Uite, și ăștia la fel, toți se bagă prin parcare. Cred că e un bug aici. Nu. Doar unii o iau razna. Bă, îmi place că avem mult trafic cu autocare. Și nu știu dacă am băgat un mod în acest sens. Cred că e un mod universal. Dar îmi place. Hai, bobiță, dar ce facem? Dormim? Ce limită avem aici? Limită de 50. A, mergem încet. Gata. Scuze-mă. Place că se întunecă puțin. Avem și noi un mod de lumină să-l vedem ce-i cu el.
Bine, nu cred că o să reușim astăzi, dar într-un episod o să vedem care e treaba și cu modul respectiv. Ce-mi place, bă, băiatule, bă, ce românesc e. Pe ăsta se merită să faci o carieră, da? Să fie mai mare totuși, mă, par... Știi, să ai mai mult de făcut, că la un moment dat treci peste tot, adică la un moment dat, adică mă refer într-un timp scurt, relativ scurt, faci tot ce e până în prezent în, nu știu, într-o zi dacă te pui, știi? Hă? Faci într-o zi? Nu știu dacă faci, dar oricum. Oricum. Trebuie ceva mai mult conținut să poți să faci o carieră pe harta asta. Am spus că am lucrat pe așa ceva, nu? Pe un siloz de ăsta bulk. Exact, un model de genul ăsta am lucrat vreo 3 ani. Foarte multă muncă la așa ceva, să știți. Muncă multă. Ăsta pleacă greu de pe lodă și când pleacă, ravagii face. Thank you.
Suntem în Zanoaga sau Zanoaga, nu știu, ceva de genul. Hai că vedem imediat acum. Habar nu am. Zeh. Sau, nu știu, ceva de genul. Bine, aș putea să scot harta, să mă uit pe harta, dar vă las pe voi să îmi lăsați comentariul și să-mi spuneți ce localitate era acolo, că eu nu cunosc. Mai dai peste găuri, aparent. Îmi place cum merge. Noroc, noroc. Beleanuri ăștia, bă. Am intrat în județul Olt. Se vede o diferență oricum. Trebuie să fie mai întuneric să-mi dau seama. E un mod care face diferența între faze scurtă și faze lungă. Bine. Făcea și așa fără mod, dar e un pic mai bine definită lumina. Mamă, ce găuri pe acolo. Aparent am ajuns în Caracal. Ei, noi o să mergem o idee mai încolo. Da, e o diferență clară. E albastru cu frâna ta. Ce frână a pus prostul, mă?
Eram sigur că se bagă idiotul, de aia am și claxonat de înainte. Să vă uitați pe filmare, să vedeți că am claxonat de înainte filar mămițica lui. Că l-am văzut că e prost. Mi l-a rezolvat, idiotul. Ce, bă, mi-a dat așa down încât să se oprească motorul. Na, că am prins și trenul. Mamă, dar câte trenuri trec, bă, frate! Bă-te, dracu, iar s-a pus bariera, bă, n-ai cum așa ceva. Fii rar traficul vostru feroviar. Dacă nu se ia bariera acum, o tai. Incredibil, mă. E un bug aici. N-am pe unde să trec, ești nebun? Mă las să văd, săranul. Uite, na. Ce-a făcut, mă, prostul, mă?
Nu l-am atins, bă, pe idiot, mă. Uite-te și tu ce face idiotul, mă. S-a oprit pe trecere de cale ferată, mă. Incredibil, mă. Fii atent, vine trenul, mă. Na, să vezi bug aici. Fii atent că s-a oprit trenul, mă. Să dau în spate un pic. Nu, că ăla nu pleacă, că e prost. Na, două trenuri. Ai de mama mea. Cine mai pleacă bunica de aici? Bă, da, au exagerat ăștia cu trenurile aici, mă. Au exagerat pe bune. Mai avem un pic, mă, un pic mai avem. Incredibil. Ok, n-avem ce să facem. Pot să stau aici până se... îți dai seama că aici durează câteva ore. Asta este, n-avem ce să facem, o să ne oprim aici și o să continuăm data viitoare. De aici o să mergem mai departe spre Alexandria, ca să luăm totul deodată. Sperăm să nu mai prindem coadă de genul ăsta. Aparent, da, asta e. Nici vina voastră, nici vina mea. Aia e. Păi ați văzut, nu? Ce lumini am, nu? Mișto. Da. Dragii mei, ne întâlnim data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de share și bineînțeles să vă abonați. La revedere. Numai bine.